Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru zodiile de apă, pești, ascendent pești. O să vedem ceva neașteptat ce poate apărea în zodia, la zodia pești până la sfârșitul lunii. Să vedem ceva neașteptat. Ce apare neașteptat până la sfârșitul lunii? La ce se pot aștepta cei din zodia pești, ascendent pești, până la sfârșitul lunii? Ceva neprevăzut, ceva neașteptat. Nu prea se grăbește nimic neașteptat. Se pare că voi sunteți deja, știți ce se întâmplă până la sfârșitul lunii, sunteți deja organizați, planificați, ați planificat totul. Nu, apar și lucruri neprevăzute, apar și lucruri neprevăzute, apar și lucruri neprevăzute, care țin de niște drumuri, poate, țin de un noroc, țin de și de o hoție, de o vizită. Aici aveți voi până la sfârșitul lunii, nu uitați, noroc, copiii pot fi pentru voi o surpriză. Reușitele copiilor, văd că sunteți în așteptare, poate că au un concurs, examen, poate că așteptați să vă vedeți cu copiii și sunteți puțin neliniștite pentru că vin surprize. Cumva vă sunteți într-o așteptare și nu știți, mai vine, nu mai vine, poate v-a spus că vin pe la voi, dar nu v-a spus când. Și vă va surprinde și pe voi această stare a voastră, poate fi o surpriză pentru voi, cum vă veți simți voi în așteptarea asta de a vă vedea copilul, a vă vedea, sau poate că e vorba de o naștere, s-ar putea să apară pentru unii dintre voi pe surpriză, o sarcină sau un copil, nașterea unui copil. Poate vine mai devreme sau apar ceva lucruri neprevăzute legate de un copil care va duce, văd că noroc, reușită, realizare, oportunitate, deci familie apare pentru voi până la sfârșitul lunii și o vizită. Dar o să aflați poate și de vreo înșelătorie, de vreo trădare, de o persoană care nu e prea sinceră. Vă veți elibera până la sfârșitul lunii, cumva vă veți elibera de o teamă, de o frică care ați avut-o voi în legătură cu niște vești, cu niște, poate cu copii, legat de un tânăr, de cineva care vă urmărea. Poate cumva aveați așa o teamă legată și de un tânăr care vă urmărea pentru norocul vostru, pentru norocul copilului vostru, dar până la urmă vă eliberați și chiar vă luați o piatră de pe inimă că vă vedeți cu cineva, vă întâlniți cu cineva, faceți o vizită. Văd că apare un noroc, apare o reușită, o realizare, în ciuda acestei hărțuieli, poate, sau urmăriri, care aveți voi un tânăr cu vești, care pot fi așa puțin mai înșelătoare, dar le depășiți. Deci, neprevăzutul va duce un noroc, o reușită, un copil, darul pentru copil, poate chiar, nu știu, cresc veniturile pentru copil sau vine vreun cadou, vreun dar de la cineva care poate, cu care ați avut poate voi o relație și nu știți dacă îi dă ceva copilului sau poate fi legat și de acte pentru copil. Mă, deci când vă luați o piatră de pe inimă, până la sfârșitul lunii, pe neașteptate, apar niște noutăți pozitive. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!